Autoritatea pentru Sănătate din Oregon a anunțat noi linii directoare pentru măsurile de restricții, în contextul în care sunt disponibile mai multe feluri de vaccin împotriva COVID-19. Guvernatorul Kate Brown, de la Partidul Democrat, cere oamenilor să prezinte dovezi ale vaccinării, fie pe suport digital, fie pe hârtie. Conform noilor reglementări actualizate, firmele, angajatorii și instituțiile religioase pot stabili propriile politici de utilizare a măștilor. Aceștia pot alege să nu mai poarte măști, dar trebuie să solicite oamenilor să prezinte dovada vaccinării. Un grup conservator se pronunță împotriva măsurii, argumentând că ordinul este neconstituțional. Fundația Freedom a trimis o scrisoare guvernatorului Brown cerându-i să anuleze cerința de verificare a vaccinării. Și Liberty Counsel, o casă de avocatură non-profit pentru drepturi religioase, a declarat că mandatul este un mare pas către pierderea libertății. Avocatul Matt Stauer spune că nu trebuie să acceptăm niciodată pașapoartele de vaccin sau aplicațiile de urmărire ca noul normal. Dacă o vom face, va fi sfârșitul libertății, informează CBN potrivit alfaomega.tv.